Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a binecuvântat astăzi deschiderea noului cămin rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice Bunul Samaritan din comuna Curoieni, județul Maramureș. La eveniment au participat preoți, stareți de la mănăstirile din zonă, autorități și credincioși. Se binecuvintează căminul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice Bunul Samaritan prin stropirea cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne luăm angajamentul și sarcina ca să fie o lucrare care să aducă plus valoare zonei. Sunt atât de mulți bătrâni care au nevoie de îngrijire. Sunt atât de mulți bătrâni care mor în singurătate, care mor neîngrijiți, pentru că atât de mulți tineri și fiii și nepoților au plecat peste hotare și iată că noi, biserica, așa cum face de fapt fiecare preot, că ce a mai rămas în localitățile și în satele noastre? Cine a mai rămas? Preot. Preotul și preoteasa, care sunt cu studii superioare, de multe ori au 2-3 copii și stau acolo cu 50 de persoane sau 100 de persoane până vor muri multe sate. De aceea Biserica Ortodoxă și Patriarhia Română și Sfântul Sinod a hotărât ca anul viitor să fie anul omagial al satului românesc, sat înțelegând cinstirea adusă preotului, învățătorului și primarilor gospodari. Cred că e unul dintre cei mai gospodari primari din România, domnul primar din comuna Curoieni. Deci, biserica și preotul este acolo la datorie și sunt ultimii care vor stinge lumina când vor muri, că mor. Anual, nu se spune în statisticile naționale, anual dispar de pe harta țării 7 sate. Anual. Prin mortalitate și prin plecarea tinerilor la oraș sau în străinătate și rămân doar bătrânii, iar preoții nu mai au nici cununii, nici botezuri decât în mormântări. În anul 2009 a fost depusă documentația pentru obținerea proiectului, iar în toamna anului 2014 au început lucrările. Bună, Dumnezeu ne-a ajutat și suntem în faza asta și deja avem primii beneficiari acestui centru de bătrâni. Trecând peste toate greutățile, astăzi putem să tragem o linie, să spunem că am reușit. Căminul se află timp de 5 ani în administrarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, condiția principală fiind ca personalul angajat să fie din comuna Curoieni. Camerele sunt foarte bine dotate, bucătăria este la cerințele actuale. Avem sală de tratament pentru persoanele vârstnice, avem sală de bibliotecă unde pot să-și petreacă timpul liber. Suntem locați într-o zonă extraordinară, suntem practic într-o grădină cu pomi, pot să spun. Curoieniu este renumit pentru pomicultura din zonă, rog. Practic avem aer curat, aici nu este industrie în jurul nostru, deci au toate condițiile pentru a-și petrece timpul cât mai plăcut. Am discutat cu angajații, colegii mei, de fapt împreună formăm de astăzi o mare familie, să ne ocupăm de acești bătrâni ca și de bunicii noștri. Asta e cerința mea principală. În acest centru își vor găsi adăpostul 40 de persoane în vârstă și 10 persoane cu dizabilități. Sperăm să oferim celor care vor apela la acest centru cele mai bune condiții și cele mai bune servicii de asistență religioasă și de îngrijire. Printre încăperile și spațiile pe care le are acest centru, avem și o capelă care va deservi nevoile spirituale ale persoanelor pe care de astăzi înainte o să-i chemăm beneficiari acestui centru. La final, preasfințitul părinte Iustin a vizitat persoanele aflate în căminul Bunul Samaritan.